Vă salut, dragi apicultori! Suntem în 20 august, iar acum s-a oprit ploaia și uitați, sunt acolo jos abinuță care a fost afară și nu a reușit să intre în stup. Am venit așa dintr-una, încerc să nu cac pe ele. Acum vreau să văd această familie cum arată. Mai vreau să deschid și restul să vedeți cât de populație sunt. N-am deschis-o până acum. Țin minte că acest palet era super, super populat. Stupul ăsta am arătat când am schimbat ambele cutii. Cred că era martie. Dacă ții minte, are numai... Uite ce frumos! Are numai 7 rame. Imediat o să scot tratamentul și din astea. Bun, nu sunt abenuțe pe partea aceasta. Este apa pe capac. Ciumăzeală este în... pe partea superioară a capacului de lemn și între capac și dedesubt. Dar înăuntru, dacă ridic acest colector de propolis, este uscat. Și aceasta este familia. O să mai scot cele 4 rame de plastic. Puțină miere, nu era puiet. De aici ar trebui să înceapă puietul. Zic eu. Următoarea văd că este aici, nu? Nu este o dată, numai era puțin, foarte puțin polen. Ce au colectat astăzi este undeva la ora 11:40. Atâta puiet. Nu este cea mai faină. Are populație, dar se pare că matca trebuie schimbată la anul. Să știu până unde să mă duc cu... Da, e larvare. Acum nu vreau să pun în afara cuvului. Deci uitați aici, este stricat. Nu mai au ceară. Nici nu o să clădească, sunt convins. Deci am 4 rame cu puie jos. A
sta rajče, če mu ta takolo če da te vitare osa osa maj mutem kona se fija kolo pa mađine ši până la urmă o să ajungă cândva acolo și o să scoatem. Așa. Așa mă zic partea de sus. Eu zic că ar trebui să fie puiet. Acesta este a doua locație astăzi. Pe prima ne-am filmat. Am avut familii destul de bune. Vreo 6-7 care arată la fel ca și asta și restul cu o populație mai puțină. Dar în media acoperă ambele corpuri. Ceea ce este numai foarte puțin și mire. Deci dacă nu sunt pe următoarea două rame, nu este puiet. Dacă observați, nu mai are aripi deloc. Am mai întâlnit cu fenomenul ăsta. Cum să vă duc și pe partea de... Ah! Ia uitați! Încă una. Deci una. Și a doua. Interesant. Acum... De-a început să roade și la... Hai înapoi. Și la acesta a început să roade aripile. Să decide ele care e mai bună. Să marchez, să văd ce se întâmplă în continuare. Să văd ce știu mierea. Nu de aia ești așa populată, fiindcă ale două magii de obicei, cele două nu lucrează cum ar trebui. Dacă sunt, mai ales într-o familie mai slabă. Da, asta vreau să zic și să termin acum, că de obicei robinele roade... aripile la măci când ele vor să se schimbe, dar aceste măci nu prea vor să tragă boci și cred că de aia încep să roade aripile, dar totuși ele nu prea trag boci. Anul trecut nu prea am găsit, dar în 2019 am avut vreo peste 50 de mărci cu aripi așa roase. Deci așa, abinuțele intră și ce să vă zic, să aveți o zi faină.